Aș vrea să continui și rugându-lor mele, legat de familia închipuită ca o corabie, viața noastră ca o călătorie pe marea aceasta până vom ajunge la Dumnezeu. Și am rămas dator să vă prezint, așa ca o avertizare, pericolele prin care poate să treacă o corabie. Găsim în Cartea Judecători că a fost un mare război. Națiunea, evreii, s-au luptat cu vrăjmașii lor. Și acum se face ca un recesământ. Și în Cartea Judecător spuneam, citim acolo câteva versete și spunea cuvântul Domnului așa. Vorbea în capitolul 5, din Efraim au venit locuitorii lui Amalec, din Beniamin au mers oștirea, din Machir, din Zabulon, mai mare lui Zahar, au fost cu Debora. Dar vine versetul 16. Pentru ce ai rămas în mijlocul stavului, s-a ascuns behăitul turmilor, la părainul Ruben mare au fost paturile. Galaadul de dincolo de Iordan nu și-a părăsit locuința, pentru ce a stat Dan pe corăbii, Așer a stat pe malul mării și s-a odihnit în limanurile lui. Deci vine un război în care toate semințile lui Israel trebuiau să participe. Dar când se face recesământul la urmă, se spune că unii au mers cu Debora și Barac, iar alții n-au mers. Despre Dan spune, de ce a rămas Dan pe corăbii și nu s-a dus la război. Pericolul ăsta eu l-am numit pentru familie nepăsarea. Sunt familii păscute de pericolul ăsta al nepăsării, care nu participă la viața bisericească, nu participă la activitatea bisericească. Rar îi vezi la adunare, rar îi vezi la o repetiție cu tinerii sau repetiții de cor. La noi la sat avem multe mormântări, rar îi vezi la mormântare și la priveghi. De ce? Nu-i interesează. Ori nepăsarea asta este un mare pericol. Ne învățăm așa, ne obișnuim așa, ne creștem copiii așa și așa vor trăi mai departe. Voi și așa nu sunteți mulți aici, sunt adunări mici. În diaspora eu am predicat la adunări cu peste 1000 de membri, cu peste 2000 sau peste 4000 de membri. Adunări foarte mari. Voi sunteți adunați de pe toată zona asta și vă adunați. Spuneam aseară când vorbeam de prezența la adunare. Dacă și așa nu veniți, și așa veniți rar, și așa sunteți comozi, și așa stați acasă, știți că îi descurajați pe ceilalți? Că e una adunarea să fie plină, rugăciune înflăcărată, bilete multe, să nu-i știe simi cum să-i rânduiască, și alta că n-are cine cânta o cântare, n-are cine veni la rugăciune, băncile zboale. Ori un pericol care paște familiile noastre la ora actuală este nepăsarea. Când tâta adunarea e în post, eu nu sunt post. Când tâta adunarea vine la slujbă, eu nu vin la slujbă. Când toată adunarea are o activitate la o colectă să ajute săraci, eu nu particip. Și nepăsarea asta este un pericol. Și acum a întrebat, Duhul Sfânt întreba în Cartea Judecători, pentru ce Dan o sta pe corăbii? Pentru ce Așer o sta la limanurile lui? Era război și erau la plajă, nu i-o interesat. Dar nu este corect. Dumnezeu să ne facă să fim mai activi. Amin? Scrie în Cartea Cronici un alt pericol și vorbește de în Cronici 20. Vorbește de un om bun cu numele de Iosafat, versetul 35, s-a unit cu Ahazia împăratului Israel, a căror purtare era nelegiuită. S-a unit cu el ca să se deașcă niște corăbii ca să meargă la Tarsie. Atunci Eliezer, fiul lui Dodava, din Mareș, a prorocit, pentru că te-ai unit cu Ahazia, Domnul îți nimicește lucrarea. Un al doilea pericol pentru familiile noastre, pentru corăbiile noastre, este însoțirea cu cei nelegiuiți. 1 Corinteni 15:33. Nu vă înșelați, tovărășiile rele strică obiceiurile bune. Aveți grijă
cu cine vă întovărășiți. Aveți grijă ce prieteni de familie aveți. Dacă aveți prieteni de familie nepocăiți, ei vă vor frâna mereu când e vorba de venire la adunare, de practicarea pocăinței. Dacă aveți prieteni care sunt clevetitori și bârfitori, mereu vor cârti și vor bârfi pe tăți din adunare. Și asta e un păcat. Scrie acolo, părinți, nu întărtați pe copii la mânie. Sunt mai multe feluri în care putem întărta, dar un fel în care putem întărta și de care? Discredităm slujitorii în familie, în fața lor, și după aceea îi trimitem la adunare. Eu cunosc un om din Banat, el e bucovinean de origine, dar stă toată viața asta în Banat, un proroc extraordinar. N-am întâlnit dar de descoperire până la omul ăsta de o așa valoare. Dar frații din adunare nu i-au recunoscut darul, nu l-au promovat, nu l-au băgat în seamă cât o vrut el. Și atunci el făcea cercul de rugăciune acasă și când spunea, frate, dar frate, e adunare. Aici nu e adunare, doi sau trei, pentru că păstorul e firesc, comitetul e pus ca la căminul cultural cu voturi și o discreditat. Din câți copii avea el, că au fost de multe ori, din câte știu avea un singur băiat pocăit. Restul, când au crescut mai mari, spuneam, vă duceți-vă la adunare. La care adunare? Unde păstorul e firesc, comitetul e pus de oameni, la care adunare? Am avut un prieten în satul Berchișeș, mai în vârstă ca mine, un om cu frică de Dumnezeu. Tatăl era printre primii pocăiți din sat. O a avut un conflict cu frații și stă acasă. Și era într-o joi seara și băiatul ăsta, care acum are 70 de ani și el, locuiește în America, stă și el acasă. Și tatăl se spune, Andrei, te îmbrăci și te duci la adunare. Și băiatul îi spune, bine, tata, mă tare stai acasă și te mântuiești. Și pe mine mă trimis la adunare ca să-mi pierd mântuirea. Pentru că frații nu mai erau buni din adunare. Și tatăl a început a plânge, Andrei, în seara asta mergem amândoi la adunare. S-a îmbrăcat și a mers la adunare, a fost la mormântarea acestui bătrân. Un om cu frică de Dumnezeu l-a trezit copilul. Pentru că el a fost prins de o clevetire, de o vorbire de rău. Atenție ce tovarăși aveți în călătoria voastră. Eu acum nu trebuia să vă spun, că acum scad un pic în ochii voștri, că eu, după ce m-am căsătorit, eram prieteni de familie, ne-am adunat la rugăciuni, cântam cântări, la urmă, într-o seară, unul a scos o cutie de reme și hai să jucăm un reme. Și am jucat, dar nu-i păcat jocul de reme, nu? Nu-i joc de noroc, numai așa e joc de noroc. Și, da, eu n-am spus la băieți că m-a întrebat ceva dacă e voie de juca așa. Eu am fost și la Olimpiada de șah. M-am jurat că nu mai joc. Și am spus, băi, este păcat pentru că e joc de noroc. Eu zic, cum așa? Păi normal, dacă ai noroc și joci cu unul mai slab, știi. Și am spus că hai să jucăm un rem. Și am jucat o seară, am jucat două, am jucat trei. Odată ne-am dus, deja era mai interesant remie decât rugăciunea. Și le-am luat cineva în casă și am spus, dar ăla nu vine? Zic că nu. Dar de ce nu vin? Nu l-am chemat. Dar de ce nu l-ai chemat? Și i-am spus, băi, Dragoșa, tu ai văzut cum vorbești el cu nevastă sa? Ai văzut aseară cum o strângați și o v-ați jucurit, v-o greșit ceva acolo? Ai văzut ce-a făcut cu dânsa? Acum, că strângă el la nevastă sa, e treaba lui. Dar azi, și al meu o strângat la mine exact expresiile acelea. Și am spus, a, păi dacă înveți în rafurile lui, el să stea la casa lui și eu la casa mea. Slav. Și din seara aceea am spart gașca, vorba românului, și n-am mai jucat rene, cred că până în ziua de azi niciodată. Știți ce se întâmplă? Tovărășâile rene strică obiceiurile bune. Și o să fac o sosit cu Ahazia, a cărui purtare era nelegiuită. Și a venit Mareșa din Dodaba și a spus, Domnul, îți nemicește lucrarea. Stați în Germania. Voi aveți nevoie de comunicare, voi nu sunteți ca nemți, sunteți mai calți, mai latini, mai deschiși, mai vocali. Faceți-vă prieteni de familie, dar împrieteniți-vă cu familii cu frică de Dumnezeu. Amin. Cu oameni care au frică de Dumnezeu și Dumnezeu să vă ajute. Amin? Amin. Un alt pericol pentru corabii l-am numit eu minunea aceea, întâmplarea din Luca, din capitolul 5. Când Domnul i-a spus, aruncați mreaja pentru pescuire, și când o tras mrejele,
zărupeau de mulțimea peșterilor. O făcusem tovarășilor, o umplut două corăbii cu pește și vine Biblia, spune, și corăbile se afundau din pricina mulțimii de pești. Păi când se afundă corabia, nu-i pericol? Al treilea pericol l-am numit eu abundența. Unii care au multă binecuvântare scufundă familiile lor. Nu-i mai vezi că din cauza binecuvântării care le-a dat Domnul, se duc cu corăbile așa în jos, se scufundă corăbile, că au prea mult pește pus în ele. Eram odată în Spania, într-o familie, și Domnul a arătat o prorocie pentru bărbatul de acolo. Zic, măi frate, am văzut că în drumul tău aveai așa ca o grămăjoară mică de binecuvântare. Și tu mergeai acolo bucuros, o consumai toată și când se termina, mai încolo mai era una pusă. Și când se termina aceea mai încolo, n-am văzut ca Domnul să-ți dea o grămadă mare, că nu puteai duce grămada aceea mare. Și omul ăsta a început a plânge, în Spania era criză atunci. Și spune, frate Octavian, eu lucrez în construcție. Mă duc și pun la unul gresie și faiață, termin o baie, îmi spăl spulele, îmi duc la mașină și mâine nu mai am nimic de lucru. Și mă rog Domnul și nu termin și mă sună cineva, păi n-ai putea veni 3 zile la mine. Și uite așa Domnul cu binecuvântări mici înhrănește familia. Oare să nu pot duce o binecuvântare mare? O spune, măi, Domnul a spus că nu o poți duce. Știți că abundența în Germania s-ar putea să fie un pericol pentru familie? Ai mai mult decât îți trebuie, îl nesocotești pe Dumnezeu, crezi că nu mai depinzi de Dumnezeu, văduva din Luca 21 a aruncat tot ce a avut. Și acum ea depindea în totul de Dumnezeu. Noi mai avem rezerve mari. Și ăsta este un pericol. Dumnezeu să ne dea pocăință și în privința asta. Amin. Pentru că a fost un Avraam și a fost un Iov până la urmă și au fost alții care au știut să administreze bine bogăția mare și au fost oameni care nu se descurcă în bogăție. Pavel spune în Filipeni, știu să trăiesc și în belșug, știu să trăiesc în sărăcie. Eu am văzut oameni care nu știu să trăiască în belșug. Că au plecat din 16 copii la lucru, erau acasă, n-aveau ce mânca. Și Domnul i-a dat, a lucrat bine și când au venit acasă, au venit cu o mașină de aia scumpă tare. Și când ieșe la noi, frații din adunare, el sta în fața adunării și pornea de pe loc, câte patru roțe de aia, făcea un colb în urmă și a spus, măi, uite, ăsta nu știi să trăiască în belșug. Tu dacă i-a dat Domnul o bucată de pâine și o mașină bună, ce nu poate demara ca cei lanți, ca toți moșnegii noștri când ies de parcare, trebuie să scârțuie roțele, să arate ce mașină are el. Alții nu știu să trăiască în sărăcie. Merg prin adunare, spune, fraților, Domnul m-a chemat în lucrare, aș merge în misiune, n-am baterie la mașină. Și atâta se plâng ca să-i dai ceva, că el nu știe să trăiască în sărăcie. Extremele astea nu sunt bune. Dar atenție la pericolul care se cheamă abundență, că ăsta vă paște pe voi. Pe aia din Grecia nu, pe aia din Portugalia nu, dar pe aia din Germania vă paște pe voi. Aveți lucru bun, aveți salarii destul de bune, Germania e o țară cu o infrastructură bună, nu uitați de adunare, nu uitați de pocăință și nu uitați să vă salvați casele. Amin. Din potopul de desfrâu. Și mai este un pericol, călătoria Pavel cu corabia la Roma, trebuie să ajungă la Cezar, acolo, și era o furtună mare, nu o putem noi înțelege. 14 zile oamenii ăștia nu au văzut soarele, nici stele, nici lună, au stat trântiți cu fața la pământ acolo în cală, erau ochi roșii, nibărberiți, flămânzi și într-una din zile corăbierii, sub pretext că vor să cerceteze limanul, o lăsa bărcile. Și au venit Pavel și i-a spus la sutaș, dacă oamenii ăștia nu rămân în corabie, nu puteți fi salvați. Al patrulea pericol l-am numit eu evadarea. Ai probleme în familie, ai necaz în familie, ai copii bolnavi, ai ceva, mă duc și îi lăs pe toți. Asta nu e soluție. Tu trebuie să rămâi în casă, cum ai rămas când ți-au fost bine, rămâi și când ți-i greu. Eu știu femei care au lăsat copii bolnavi, au plecat în Italia și nu au mai venit. Știu bărbați care au lăsat nevasta cu copiii acasă, au plecat și nu au mai venit și nu ne-au mai trimis un lir, pentru că aveau probleme. Dar evadarea,
a plecat din casă, din familie, asta nu e soluție, asta nu rezolvă problema ta. Și dacă tu ca bărbat fugi de acasă și nu dai un telefon și nu trimiți un ban la copii, deci eu ce spun, știu cazuri, atunci ce face nevasta ce e cu copiii în urmă? Și tu te duci ani de zile, plecat în America și s-o recăsătorit și o lăsat o femeie năcăjută cu câțiva copii. Ce bărbat e ăsta? Ce tată, ce soț e ăsta? Evadarea nu, acolo și unii fug din biserică, probleme cu biserică au fost, eu mă duc din adunarea asta, dar nu e o soluție. Rămânem așa cum am rămas când mi-a fost bine, rămânem și acum, redresăm corabia și mergem mai departe. Doamne ajută-ne, amin? Frații mei, am citit un verset din Ezechiel, da, din capitolul 22, 30. O falimentat. Uitați-vă, 22, uitați-vă de la versetul 25. Mai mare lui uneltesc. Versetul 26. Preoții lui calcă legea. Versetul 27. Căpeteniile sunt în mijlocul lor ca niște lupi. Versetul 28. Prorocii lui au pentru ei timpuială de Ipsos. Versetul 29. Poporul din țară se dedă la sărnicie. 25, 26, 27, 28, 29, categorii de evrei care au falimentat. Toți, mai mari proroci, preoți, toți au falimentat. Și vine versetul 30, caut un om. Eu aș vrea ca versetul acesta să-l aplicăm la viața de familie, ca să înalțe un zid. Și aș vrea ca în jurul familiilor noastre să înălțăm un zid. Aici lucrează și bărbatul, aici lucrează și nevasta, deși referire o fac în seara asta în mod special pentru bărbați. Nu intru la amănunte. Care este rolul zidului? Și am găsit că zidul acesta are mai multe roluri. Cetățile aveau ziduri, în Ezra 3 cu 10, fiecare să zidească în fața lui, în Pilde 10 cu 29, calea Domnului este un zid, în Proverbe 25 cu 28, înfrânarea poftelor e ca un zid, omul care nu este stăpân pe sine ca o cetate zăpată și fără ziduri. Acum eu spun că în jurul familiei mele, într-o societate care o falimentat, eu trebuie să îmi înalț un zid. În primul rând, zidul acesta are rol de delimitare de proprietate. Ați văzut în multe locuri și aici în Germania și în România, merg la un frate, măi, cât pământ ai tu? Uite până la zidul ăsta. Între mine și vecin îi făcut un zid. Până acolo e al meu, de aici încolo nu-i mai al meu. Deci zidul ăsta care îl înălțăm are rol de delimitare de proprietate. În Geneza 30 cu 30, Iacob îi spunea lui Ietru, în ultima parte a versetului, acum când am să mai lucrez și pentru casa mea? Recomandarea mea este ca orice familie să-și aibă clar delimitată proprietatea în lucrurile materiale. Eu am văzut multe familii care nu și-au împărțit cum trebuie casa, n-au făcut succesiunea, pocăiți din adunare au ajuns la tribunal. Că n-au știut care e al meu și care e al fratele. Dacă grădina e a mea sau dacă grădina e a fratele. Când s-au căsătorit, mama și tata n-au știut să dea exact asta e a tău și asta nu e a tău. Și eu am fost martor și a trebuit să împart averia între familii. Frate Dragoș, eu am umblat cu un copasul prin grădini și cu metru și a spus, bate un țăruș, până aici e a tău și de aici încolo nu e a tău. Treaba asta trebuie să o facă taică-tul, nu eu și comitetul din adunare, că suntem la țară. Deci eu cred că fiecare familie trebuie să-și delimiteze proprietatea în ce privește lucrurile materiale. Să apucă frați de corp, să apucă frați din adunare, să facă firme, o facă în colaborare. Totul e bun o jumătate de an, un an, dar n-au foarte clar stipulat acolo clauze în contractul lor. Și vin la mine, când se cert. Și i-am spus, dar am bun, măi fratele, când faceți câte o firmă, o faceți în secret. Eu n-am voie păstorul să știu. Și când vă certați după un an de zile, chemați comitetul, dar ce eu sunt juristul vostru?
am împărțit avere de milioane de euro, uitați-vă la mine. Și i-am spus, tu trebuie să-i mai dai lui încă 500.000 de euro. Și el a pus mâna, mai nenorocit, frate Dragoș. Și mai eram cu un frate, acum e păstor în America, că eram 3 păstori. Și ăla spune, dă-mi nenorocirea asta. Dă-mi nenorocirea. Când trebuie să împart 2 milioane din euro între voi, sunteți nenorociți. Și ceartă și vorbe și mânii și dușmănii la frați din adunare. Nu este mai bine să ai un zid de delimitare a proprietăților? Asta e al meu, ia nevestă, ia copiilor, asta e casa mea, aceea e casa ta. Și o înțelegere bună de la început evită o ceartă de mai târziu. Să ne dea Domnul înțelepciune, frate. Amin. Pentru că zidul delimitează nu numai proprietățile. În Geneza 35, Iacov s-a ridicat și a spus familiei sale, vreau să aduc o jertfă de familie. Ne coborâm acolo la Betel, unde mi s-a arătat Domnul. Scoateți Dumnezeii străini că mergem înaintea Domnului. Jertfa de familie. Eu cred că fiecare familie trebuie să aibă jertfa ei. Trebuie să aibă altarul ei, în care n-au ce căuta intrușă, n-au ce căuta străinii, nici verișorii, nici soacra, nici socru, nici păstorul. E jertfa mea de familie. Acum mă rog, eu cu casa mea, când eu postesc, eu pentru mine și casa mea, trebuie să avem lucrurile astea. Avem un zid de delimitare. Eu îmi fac un zid în jurul familiei mele și aici e familia mea înăuntru. Și în lucrurile materiale și în cele duhovnicești. Nu îndemn la dezidență, nu îndemn la risipire, dar cred că fiecare familie trebuie să aibă jertfa și altarul ei. Și apoi mai scrie Scriptura acolo. Hai să citim în cartea Proverbe, capitolul 5. Încă o delimitare, spun eu acolo. Și pentru ce, fiule, ai fi îndrăgostit de o străină și ai îmbrățișat sânul unui necunoscut? Hai să versetul 15. Bea apă din fântâna ta și din izvoarele puțului tău. Ce vrei să se verse izvoarele afară și să scurgă râurile pe piețe de obște? Lasă-le să fie numai pentru tine, nu pentru străinii de lângă tine. Izvorul tău să fie binecuvântat și bucură-te de nevasta tinereții tale. Un zid care să delimiteze clar viața intimă. Noi ca și familiști, eu cu soția mea, am o viață, o trăire intimă. Păi asta trebuie să fie ferită de ochii străinilor, ferită de ochii curioșilor. Nu faceți glume pe seama dormitorului. Nu faceți, nu povestiți nici la prietena cea mai bună, nici la prietenul cel mai bun, problemele tale de dormitor. Că într-o zi ea va râde de tine, ne va povesti la altul. Eu am cunoscut o familie care erau vecini și mâncau împreună, trăiau împreună. Ea mestica mămăliga cu telefonul la ureche. Mestica mămăliga, spunea, hai veniți că mămăliga cată. Și veneau și mâncau împreună. O venit vremea când s-a certat, atâtea lucruri știau unii de alții, dar și din viața intimă. Și au început să ne povestească și a chemat la mine, băi, veniți încoace. Voi vă știți prea bine ca să vă povestiți. Dar ei nu trebuiau să știe așa de bine. Vine Scriptura și spune, bucur-te de nevasta tinereță tale. Bea apă din fântâna ta, pentru ce să se verse izvoarele în piață și în obște? Și eu mai merg mai departe și spun, fii frumoasă pentru bărbatul tău. Amin. Pentru ce ai fi frumoasă pentru altul? Tu fii frumos pentru nevasta ta. Arată-ți frumusețea în dormitor, nu în adunare. Nu pe piața de obște. Eu aveam un coleg nipocăit, râu, bătăuș, l-a puțit în dinți când sunt bătat. Și lucram cu el, mai mare ca mine. Și era amiază, trebuia să mâncăm, zic, măi, nea, Jane, hai să mâncăm, ce ți-a pus femeia mâncare? Și el spune, băi, nu mi-a pus nimica, tu ce ai mâncare? Zic, dar de ce nu ți-a pus? Băi, i-a tras niște capaci ieri. Și n-am mai vorbit azi cu dânsa. Băi, nea, Jane, dar de ce ai bătut nevasta? Băi, fii atent, tu ești pocăit, băi, tu nu umbli cu turba în cap ca mine. Ci că ieri am băut, să-mi spun el puțin, eu băut, că era un cașcă de mențit. Am băut, m-am dus acasă un pic ca mențit și îi spun la nevastă mea, tu îmbracă-te și hai să mergem la film. Și ea se îmbracă, băi, dragul, vine cu mine, șup,
și îmbrăcată frumos. Și eu o spun, era muleacă amințit, mi-am adus aminte că e pe acasă umblă cu buzunarul rupt la capot de 2 săptămâni. Îi spun să așa un buzunar la capot. Și când am văzut-o hala minejut, zic, tu, dar tu pentru cine te faci acolo? Că i-a tras 2 capace, tu și-ți pasă buzunarul la capot întâi. Na, am greșit? Băi, nu a trebuit să o bat, dar el la mine. Băi, dar de ce când merge cu mine și e minejut? Și acasă nu stă minejut, acasă stă așa neglijentă. Și eu întreb, dar de ce? De ce? Și eu am spus că de prea multe ori sororul numeroasă ceapă prăjită când vin bărbați acasă. E bună mâncarea cu ceapă prăjită, da? Nu-i bună primirea. Da? Și ce vă spun eu, înțelegeți. Sunt surori care se fac cochete și frumoase și elegante în adunare când vin. Foarte frumoase. Sunt bărbați foarte pedanți când vin în adunare, eleganța întruchipată și acasă neglijență. De ce? Știți că noi viața, trăirea intimă, o consumăm între zidurile astea care ne înălțăm? De ce să se uite toți la mine? De ce să fiu frumoasă pentru alții? Că cineva odată a venit și a spus, de ce te îmbrăci așa, soră? Eu știu multe cazuri de astea. Un caz într-o biserică conservatoare, în care o femeie din lume s-a pocăit. Dar venea îmbrăcată tare necuvincios. Și mă, o lăsat o lună, două, o jumătate de an, o vorbit păstorii care îi cunosc foarte bine. Și dacă îi spun numele, știți pe voi. Măi, ce facem cu ea? O vorbit cu ea și ea spune, știți, bărbatul meu e nepocăit și nu el așa mă vrea el. Frață, până la urmă, și-o luat inima în dinți, o postit o zi, hai băi până la bărbatul ei acasă. Și s-o duce și-o spune, da, domnul, cu tare, ne pare bine, soția dumneavoastră, a devenit membru la noi, dar ce vrem să vă întrebăm, să vă reproșăm? Vine cu o ținută vestimentară care nu-i bisericească. Dar el se ridică, ce ți-am spus tu? Ce ți-am spus să te îmbrăci frumos tu? Și băi, oameni buni, eu am vrut să vin la voi și să văd ce amantare nevasta mea acolo la biserică, că se îmbracă așa de elegant. Eu i-am spus să se îmbrăce frumos. Și păstorii s-au uitat unul la altul, s-au uitat la ea, băi, soră, care-i treabă? În cap în jos. Că până la urmă, bărbatul lui șeful tău, dar acasă, nu la adunare, aici e salți șef, aici e păstorii, comitet, eu nu cred că mergi pe stradă nevastă ta și oprește poliția și îi pune amendă și tu sari la poliția. Băi, ce te iei de nevastă mea? Vorbește cu mine, ce te iei de nevastă mea? Face-vă unul așa? Te-ți cu capul în jos că nevastă e vinovată. Pe stradă, poliția e șef. La fabrică, la întreprindere, dacă îi tai, e 10%, nu te duci la director. Băi, ce ai cu nevastă mea? Nu te duci. Eu o sancționat că e vinovată. La fabrică, patronul e șef. Pe stradă, poliția e șefă. În adunare, păstorul e șef. Acasă, la tine, e bărbatul tău șef. Tu te îmbrăci cum vrea bărbatul, dar acasă, nu în adunare. Ei bine, noi trebuie să facem zidul ăsta ca să ne protejăm intimitățile noastre. Și asta e o recomandare care o dau tuturora. Ridicați un zid cât mai mare. Nu povestiți toate lucrurile. N-are voie să aibă acces în viața voastră orice străin și am spus nimeni, nici prieteni, nici dușman. Acolo sunteți voi că aveți dreptul ăsta să fiți. Zid de protecție. Zidul mai are rolul de a subține un edificiu superior. Ai o temelie bună pusă, poți să mai construiești pe el ceva. Avram a prins făgăduință de la Dumnezeu. David a prins făgăduință de la Dumnezeu. Eu știu oameni care au pus o temelie bună în pocăință și care au prins făgăduință de la Dumnezeu. Și copiilor și nepoțe și strănepoțe au fost binecuvântați. Eu vă spuneam de bunicul meu, condamnat 25 de ani la Cernăuță. Dus în luna februarie, desculț pe gheață și zăpadă. 5 ani au făcut. Și cunosc alți frați care au suferit enorm pentru Domnul. Am văzut copiilor, nepoților, strănepoților sunt binecuvântați. Că au pus ei o temelie bună. Știi ce înseamnă să n-ai temelie la casă? Care-i temelia asta? Temelia e ceva ce nu se vede, fraților. Citiți Ezechiel 44, două categorii de preoți. Unii când au rătăcit Israel, au rătăcit și ei, dar unii nu au rătăcit. Și ăștia care nu au rătăcit, ei vor fi preoți, vor intra în Sfânta Sfintelor. Temelia e ceva ce nu se vede.
Evrei 11:10, Avram a văzut cetatea care avea temelii tare. Care din voi se uită la temelie? Ne uităm la construcții, la geamuri, la fațadă, cine se uită la temelie? Dar temelia ține casa. Eu când am făcut casa, am făcut un sărac, cu palmele este 20, cu nevastă am lucrat-o, de la temelie până la acoperiș. Și fundație nu i-am făcut deloc. Că a venit tata și a bătut piciorul în pământ, a spus, băi băiete, aici pământul e tare, nu trebuie fundație, nu băga bani în pământ. Și casa mea are tot e crăpată, tot. Acum am dat-o cu poliester din ăsta, am vopsit-o și e crăpată, eu știu, avea crăpături când bătea vântul. Și încă o dată a venit fratele Mitică Fedor la mine care știe. Și o vede la curte, spune, dragă, știi, lăți-vă ce se face. Ce? Dă jos acoperișul și mai puneți un etaj. Băi, lasă-mă că eu așa n-am timp cadu pe mine cu un etaj. Că n-am temelie. În momentul când faci un zid puternic și pui o temelie, pe zidul ăsta mai zidește copiii și nepoții să ne ajute Domnul. Amin? Că spuneam eu la un pom, are coroană, are tulpina și rădăcina. Rădăcina nu se vede. Acolo e puterea unui pom, în rădăcină. Care e rădăcina la o familie de pocăit? Lucrurile care nu se văd. Postul care nu se vede. Aia te ține pe tine. Cercetarea Scripturii care nu se vede la ambon. O face acasă. Vedeți câte doi, trei copii ieși când așa de frumos. Domnul să vă binecuvinteze. Știi cât o repetat ăștia acasă? Știi cât i-o întunat mamă să înapoi cu noi și cântarea bună? Aia nu se vede. Repetiția nu se vede. Numai cântare. Temelia sunt lucrurile care nu se văd, care le facem nascuns, milostenii nascuns, poste nascuns, rugăciunii nascuns, dărnicia. Aia e puterea noastră. Aici trebuie zidul puternic. Să ne ajute Domnul. Amin? Amin. Și apoi zidul ăsta ne protejează la intemperii, nu bate vântul, ne protejează fonic, nu s-au aude tot de la noi afară, nici de afară la noi, nu intru toate veștile, ne protejează dacă vreți vizual, nu văd toți oamenii ce la noi în casă, nici noi nu vedem ce în lume, să ne ajute Domnul, amin? Nu știu dacă mai am timp, până la nouă mi s-a spus, vorbind de rolul zidului de apărare, diavolul trimite săgeți, dacă n-avem zid, ne rănește. Hai să luăm un prim domeniu, acum vorbesc din experiența care am întâlnit-o. Domeniul financiar. Câteva săgeți aruncate de diavolul în familiile noastre. Primul lucru. Câștig insuficient. Au fost femei care au reproșat bărbaților lor că bărbaților lor aduc prea puțin bani în casă. Au fost bărbați care m-au reproșat că nevasta lor nu aduc nimic în casă. Și ceea ce fac ele aproape nu se vede. Odată o soră care o cunosc bine spune așa, măi, tot ce fac eu nu se cunoaște acasă. Că v-am făcut mâncare și ați venit și ați mâncat un și a rămas o oală de goale. Că v-am spălat farfuriile, ați mâncat și le-ați murdărit. Că v-am dat cu aspiratorul și ați venit și ați făcut mizerie. Tot ce fac eu nu se cunoaște. Dar dacă n-aș face, ați cunoaște. Atunci ar cunoaște că nu mai fac. Sunt bărbați care au reproșat nevestele lor, frate Dragoș, nu au adus un leu în casă din când s-au măritat. Băi, dar are copii, dar uite ce e cum lucrează, uite ce e, uite ce e, câte joburi are. Deci o primă săgeată în domeniul financiar o aruncă diavolul ca să vă facă nemulțumiți de câștigul vostru. Eu l-aș vrea pe Domnul să vă fac un zid așa mare. Și să nu intre săgeata asta, și voi să-l construiți. Amin? A doua săgeată am numit-o eu cheltuieli inutile. Și o trebuie să merg în familie, să consiliez familie, în care mai ales surorile facă cheltuieli enorme. Haine de firme. Mie îmi spunea cineva de poșete, de 2000 de euro. Asortate cu pantofi, că altfel nu vin din adunare. Și eu stat de vorbă cu surorile astea. Îi drept, frate, îi drept. Și ea spune, măi, omule, cheltuiește tot banii, frate, dragul, stai de vorbă cu dânsa. Cheltuieli inutile. Aici ar dori ca Domnul să ne dea înțelepciune. Eram în America, predicam odată, că de acolo mi-a pornit gândul ăsta și provocarea asta. Și mi-a spus cineva, frate, dragul, și vezi surorile venite la sfat? Aici sunt 5 surori care au poșete peste 2000 de dolari.
Și eu am întrebat, bă, sunt 5 surori cu poșete? Cum arată o poșete? Arătați-o ca să văd și eu. 2000 de dolari o gelduță și eram, cheltuieli inutile. E o altă săgeată. Eu numai le enumăr. 3. Ajutorări preferențiale. Însă în diaspora, câștigă bine, nevastă mi-a trimite la surorile ei și la mama sa și la ei mei n-am voie să trimit nimic, că ne trebuie. Și spune, măi, cumnata mea, spunea, cumnata mea o termina facultatea, e bună de muncă, nu lucrează nicăieri, stă acasă, haine de firmă, bani de la mine. Eu lucrez pe șantier și nevastă mea, hai să mai dăm ceva la Carmen, că știi că-i domnișoară și are nevoie. Dar Carmen e din 10 ori mai buiată decât mine. Și vreau să-i dau ceva la mama mea și nu, domnule, că pe-a tăi i-ai ajutat destul. Și ne-a certat între noi pe cheltuieli din astea preferențiale. Eu vreau să-i ajut pe ai mei, ea vrea să-i ajute pe a ei. Și aici ne trebuie multă înțelepciune, băgați de seamă, pentru voi diaspora. E o săgeată care o trimite diavolul. Și dacă nu gestionați bine, apar probleme. Și în al patrulea rând, nepotrivire în dărnicie. Îmi spune, stau de vorbă cu un frate, spune, bă, femeia mea e mână spartă. Eu aduc cu carul și e cară cu poala. Și multe. Stau de vorbă cu ea, frate Dragoș, atât ai dezgârcit, mai degrabă și-a rupt mâna decât să dea un euro la careva. Nu dă, domnule, nimic și vorbesc, băi, omule, binecuvântarea acasă contează și de dărnicie. Nu, nici nu vrea să audă că ne trebuie și ne trebuie și ne trebuie. Și de la asta ne certăm. Și mă întreabă, frate Dragoș, și eu pot să dau ceva fără să știe bărbatul meu? Că eu vreau să am și eu ceva trimis acolo. Încă ea spunea, eu lucrez și eu aduc bani, îmi socotește toți banii și nu pot să fac o binefacere. Și atunci am vorbit de zecială, de dărnicie și de milostenie. Zecială e procent, 10% din câștig. Aici nu. Dărnicia e ceea ce se face într-o familie prin înțelegere. Spune Pavel, cât ați hotărât în inima voastră în cea de întâi zi a săptămânii, asta e dărnicia. Băi nevastă, o alți casă la putare, ce dărni? Băi puteți niște copii orfani. Milostenia este aceea care ce face dreapta, nu știe stânga. Milostenia este un ajutor mic și nu foarte important. E o haină care o dai la cineva, e o farfurie de mâncare care o dai cineva, e 5 euro la voi care dai și nu trebuie să știi bărbatul. Dar nu este corect ca bărbatul să facă treabă, să lucreze 3 schimburi și nevasta să dăruiască, să-și facă ea în rai. Și bărbatul spune, băi, dar pe mine ce face? Mă lasă în iad, că ea dă tot și dă pentru dânsa. Deci zecială ai zecială, nu predicăm în seara asta, dărnicia vă sfătuiți voi. Băi, cât dăm duminică la adunare? Să face o colecte. Băi, nevastă, băi, bărbate, dăm atâta, aia dărnicia, se hotărește în casă. Iar milostenia, eu mie nu-mi convine să fiu în Germania acum și mă sună nevasta. Auzi, dragul, și-a venit unul la poartă, să-i dau un leu, îl dau. Păi băi, telefonul costă 2 lei, dacă te interesează. Dă-i leu, ce aș lasă-mă în pace. Deci aici să ne dea Domnul mult înțelepciune, amin? Vorbind de zid, vă mai spun un lucru. În problemele sentimentale, o soră mi-a spus, frate Dragoș, vorbește ceva de politeța în familie, că prea ne-am obișnuit și prea am devenit vulgari și bădărani, nu numai în casă, dar și pe stradă. Când merge fratele înainte, un frate păstor, și nevastă spune, poprește, băi, omule, băi, dar unde tu ești înainte, mergi prea repede? Și ăla spune, nu, tu mergi prea încet. Și-o pleca mai departe. Și-o spune, spune-ne ceva, dar nu vorbesc de politeță. Vorbesc de nesiguranță sentimentală. Când apar probleme că surorile noastre îmbătrânesc, nu ca la 18 ani, încep să aibă riduri, de doar în spatele, să aibă probleme și să tem că bărbatul nu le mai vede așa de frumos. Și poate și bărbatul le spune că nu mai arăți ca atunci. Apare o teamă în ele. Și acum refulează teama asta în două lucruri. Unele fug la saloane de înfrumusețare,
ca să se facă frumoasă, să le iubească bărbatul, altul fug la rețele de socializare. Surori bătrânii fac Facebook și găsesc alinarea în alții. În alții, eram într-o țară, nu vă spun unde, când și cum, o soră trecută de 60 de ani vine la mine și spune: frate, vreau să spun o întrebare. Eu sunt căsătorită cu un om de aici, băștinaș, nu român, evanghelic, mergem la adunare, atât ai de rece, domne. Eu am fost o femeie curată, eu la mine lingi mac în casă, la mine așa, nu m-o prețui niciodată, așa e. Dar acum mi-au făcut fete pe Facebook, am vorbit pe Facebook și acum am un bărbat pocăit și el, un pic mai în vârstă ca mine, care vorbesc mult cu Dumnezeu. Așa mă înțelege, așa mă înțelege și acum mi-au spus că săptămâna viitoare vine până aici să beau o cafea cu el. Ce spui, frate, să mă duc să beau cafea? Ce spui tu, ce e fac? Ce trebuie să-i spun? Unele, în nesiguranța lor, că le trece frumusețea fizică, refulează saloane din frumusețare, în săl de fitness. Eu știu surori din adunare care merg la sală și trag la fiare ca și bărbați, ca să arate bine. Și dacă vreți, vă dau și nume, dar nu asta e important. Și lasă copiii acasă, 5 copii, 6 copii, și ea se duce să păstreze, să nu se uite bărbatul după altul. Altele refulează rețele de socializare și am multe exemple din asta. Și nu-i pună niciuna nici altă. Eu când vorbeam de frumusețe, am aplicat prima lege din fizică în termodinamică. Termodinamica are 4 legi care guvernează tot. Prima lege spune așa: în natură nimic nu se pierde, nimic nu se câștigă, ci totul se transformă. Asta e și la frumusețe. În frumusețe, surorile mele, nimic nu se pierde. Frumusețea se transformă. Când Avram a luat-o pe Sara după cap să coboară în Gerar, s-a uitat la ea și a spus: știu că ești o femeie frumoasă. Sara avea 60 de ani. 60 de ani frumoasă? Da. Pentru că o fată la 18 ani e frumoasă ca la 18 ani, la 40 de ani o femeie e frumoasă ca la 40, frumusețea e de la 18, s-a transformat. O femeie de 60 de ani e frumoasă ca la 60. Caragioasă e o femeie de 50 de ani când vrea să pară ca la 18 ani. Aia deja e caragioasă. N-are cum la 50 de ani să s-o pui ca o domnișoară, când nu ai cum. În America, un păstor de la noi, un prezbiter, un om al Dumnezeu, a plecat în vizită la 75 de ani. Și acolo se fac așa prezentări. Dacă mai e cineva, și s-a ridicat fratele în picioare: o, Domnul să te binecuvânteze, de unde ești? Din Bucovina. E singur cu soția. Să se ridice soția și se ridică o babă în picioare. Și el spune cu soția: cea mai frumoasă femeie din toate. Și tot adunarea o râs, că erau fete frumoase. La care bătrânul spune: fraților, eu nu fac glume. Ea e cea mai frumoasă femeie, sau cel puțin așa o văd eu. Că dacă n-aș vedea-o așa, aș fi nenorocit ca unii din voi care le vedeți pe altele mai frumoase. Și atunci oamenii ăștia și-au adus aminte că ăsta e un proroc. Și că Dumnezeu i-a descoperit că în adunare erau bărbați care vedeau pe altele mai frumoase decât a lor. Voi știți că aveți o nevestă frumoasă acasă? Slavă! Care știe că femeia lui e frumoasă? Rădice mâna sus. Dar voi nu vă uitați. Mai tare se uită ele decât voi. Fraților, apare nesiguranța asta sentimentală. Nu-s mai frumoasă, am îmbătrânit, m-am îngrășat, oare mă mai iubește sau nu mă mai iubește? Lucrurile astea nu-s la pocăiți, fraților. Nu-s la oamenii plini de Duhul Sfânt. Nu-s la slujitorii lui Dumnezeu. Asta e teamă din lume adusă de diavol. Dumnezeu să vi scape de ea. Amin? Amin. Și apoi vorbim de, tot în privința asta, la zi de apărare, promovarea curentului feminist. E un lucru pe scară mondială, o ajuns în adunare și ciuda ce mai mare am avut-o eu când eram pe malul Iordanului și lângă mine o păstoriță botezat vreo 20 și eu n-am botezat niciunul. Și puteam spune: băi, trebuia să-i botez eu, nu femeia asta, încheiem predica, n-am cătat-o.
cu privire la zidul de apărare. Înălțați un zid în jurul casei, care delimitează proprietățile. Un zid care susține un edificiu viitor și un zid care vă protejează față de mediul din afară. Și în zidul ăsta, atenție la domeniul financiar, ce săgeți aruncă vrăjmașii. Dacă aveți zid, n-aveți probleme. Atenție la problemele sentimentale. Dacă aveți zid, n-aveți probleme. Și închei predica, măcar că n-am terminat-o. Doresc ca Domnul să binecuvânteze toți bărbații de aici. Amin. Să fiți soți și tați. Și să fiți oameni al lui Dumnezeu și să vă duceți corabia până în partea cealaltă și să ne întâlnim cu Domnul. Amin.